Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să mai și muncim, așa e, dacă zici tu. Ce credeți, ce îi place angajatului? Angajatului în general, nu neapărat român, dar zice angajatului român în primul rând. Salariul mai mare. Mult și mai mult decât să știe cât e salariul colegului. Să știe da. Cât, e sal- cât sunt salariile da. Tuturor da. Colegilor. Da. 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 Am găsit da. Un site care îți dă o idee. În sensul ăsta îi spune salariu. Este un comparator de salarii lansat de o mare firmă de asta de HR, anunțuri de locuri de muncă și așa mai departe. Comparatorul de salarii, în excelent. Care 130.000 de români și-au introdus deja câștigurile nete lunare, adică oamenii se duc anonim și sunt cât câștigă ei pe jobul pe care l-au în regiunea respectiv, orașul, mă rog, ce e el, în domeniul respectiv, și salariul, site-ul respectiv le spune dacă câștigă mai mult sau mai puțin decât ceilalți din domeniul cu pricina. Mi se așa pare că... excelent. Ia uite, ce ziceam? Ce își dorește angajatul român? Băi, după părerea mea, este cea mai mare greșeală. Să vrei să știi cât câștigă colegul tău. De ce? Eu n-am avut interesul ăsta niciodată și nici acum. Eu nu știu cât câștigați voi și nici nu-mi doresc să aflu. Eu am verificat Reporter Sport, localitatea București, și mi-a dat o medie de 12.000 de euro. Aha. Ia uite, Luca. Deci. Pentru că dacă câștigi mai puțin, devii frustrat. Okay. De ce câștigi tu mai puțin corect. Decât celălalt? Dacă câștigi mai mult decât ceilalți, începi să te simți arogant și superior. Mamă, stă de bun încât ăștia sunt niște fraieri. B-ul... Ba nu, așa este. Aici, nu. Deci cel mai bine e să nu știi, să nu te intereseze, e treaba ta, păi fă-ți jobul tău. Pe ce te sprijini tu într-o negociere, de exemplu? Eu, uite, cunosc multe situații de angajatori care sunt disperați că nu reușesc să-și găsească oameni și povestesc că la interviuri vin și cer sume nejustificate mari. Sau există multe situații în care oameni care au mult bun simț, mai ales în corporații, nu ridică capul, da? Și alții care sunt mai tari în gură, cum se zice cu ghilimele de rigoare, primesc lefuri mai mari că se duc și cer. Iar ăla care e mai timid sau așa, stă în colțul lui și habar n-are pe ce lume e și câștigă, săracul ajunge să câștige jumate din colegii lui, dar nu-l bagă, că nimeni nu vine să-ți dea bani, în general. Salut, Marinuș, tu ce-i cu tine pe aici? Că vă căsă paștri, nu vrei niște bani în plus? Ori comparatorul ăsta de salarii mi se pare bun, că să știi măcar așa, în mare, unde ești. Păi că de multe ori habar nu ai, adică tu vrei să, uite, ești la început de carieră și vrei să te angajezi contabil. Să încercăm și să... Ce salariu ceri? Te duci ce și salariu cer? Cer? Da. Când te duci și ceri și tu un salariu și vezi care e răspunsul. Vezi care... tu care e răspunsul, dacă se spune e prea mult... 0372069599, nu vreți să încercăm să vedem pe unde sunteți, comparat da, sau prin atent. Comparație cu cei care au aceeași meserie în orașul vostru. Deci sunați... Și vă spunem dacă aveți salariu mai mare sau mai mic decât media. Practic, din orașul vostru pe da. Același job, practic. 0372069599. Puteți intra sub anonimat. Adică puteți, dacă, și, sunt, dacă ne sună Costel, poate să spună că e Viorel. Deci intri, să nu... trebuie să spui așa în mare cam ce salariu câștigi dacă vrei să fii evaluat corect. Întrebarea e ce spui dacă ești și nevasta pe recepție. Și până sunați voi, ca să vă zicem cum stați cu salariul, vă spun eu că cele mai mari câștiguri nete sunt în București, Ilfov, Timiș și Cluj. București-Ilfov pe primul loc în topul celor mai bine plătite regiuni ale țării, cu un venit mediu lunar 4.500 de lei net. Deci 1.000 de euro net în regiunea București. Nu chiar 1.000, dar mă rog. Ilfov. A, că e 5.000, e, cam, e 5 lei. E 5 lei deja. Bun. În timp ce județele Timiș și Cluj, salarii medii nete de 3.500 de lei. Cred că la Cluj au greșit ceva. La polul opus, Vrancea, Vaslui și Dolj sunt județele cu cele mai mici salarii medii, cam 2.500 de lei net. Cele mai mari salarii nete lunare introduse în comparatorul de salarii depășesc 22.000 de lei. De-abia atât? Și vizează funcții de management ca director general, manager de vânzări sau director economic. Cele mai bine plătite domenii, mă scuzați, sunt IT, achiziții și IT hardware și IT software. Și cel mai nasol sunt plătiți românii care lucrează, scrie Agerpress, în au-pair. Au-pair, adică sunt un soi de babysitter mai ala lung, așa? Curățenie, confecții și secretariat. Uite că l-avem pe Cătălin cu noi. Bună dimineața, Cătălin! Salut, Cătălin! Bună dimineața! De unde ne sunăm? Bună să intri cu voi în direct, din București. Vrei să facem, intri în jocul nostru, să vedem ce se întâmplă?
Da, chiar îmi doresc și sunt curios dacă în grila voastră apare și meseria mea. Bine, acum să nu iei de bună neapărat 100%, adică să nu te uiți să-ți dai demisia dacă nu e salariul pe care l-ai trezit. Nu, mulțumesc lui Dumnezeu, am un salariu bun, nu vreau să-l mâni pe Dumnezeu, am un salariu decent. Ok. Păi... Deci, de meserie sunt macaragiu. Așa. Macaragiu. Există. Da. Așa? Exist. Trebuie să ne spui și care e salariul tău acum, măcar un net. Netul 7500. 7500. Mamă, ce bine. Și lucrezi în construcții, bănuiesc, nu? Da. În construcții, și deci tu ai 7500 net. Macaragiu. Adevăr că e muncă grea asta. Mie mi se mai ia cu oameni seara numai când mă urit în sus la ele, dar păi să ajungi până acolo. O ai să pot simt tot, dar așa ești de metri înălțime. Da. Din ce oraș zice că ești? București. București. Ia zi, aici zice că salariul mediu net din 52 de oameni e de 2500 de lei. Ferească Dumnezeu acum. Da, exact. Ferească Dumnezeu. Înseamnă că oamenii au introdus, vezi că asta e... Da. Trebuie oamenii să fie și cinstiți când își introduc telefonul. Auzi, da. În legătură cu negocierea, mă scuzați, ce da. Spunea Luca, da. La vechiul loc de muncă, când am fost la interviu pentru angajare, dezvoltatorul, angajatorul meu mi-a oferit un salariu de 6.000 de lei și eu zis că îmi cer mai mult și mi-a zis nu, că dacă vrei mai mult îți dau 7.000 în mână, dar brutul minim pe economie, cum se practică la noi, din păcate. Și nu am acceptat și... Până la urmă ai găsit în altă parte. Auzi, exact. Dar spune-mi, când lucrezi sus sau acum sunteți la sol cu telecomandă? Nu, sus. Sunt două posibilități, ori de la sol cu telecomandă, ori din cabină. Lucrezi în cabină. Și da. La toaletă unde te duci? La pauză, la 12. La pauză, la 12. Da, are mușchi puternici la picioare. Cătălin, îți mulțumim tare mult, hai să vorbim și cu Aurel, să vedem ce... Nu la picioare, are mușchi, pun mă. Salut, Aurel! Nața, Aurel! Să trăiești! Ia zine, de unde ești, ce meserie ai și cât câștigi, ca să... Eu sunt din Iași, lucrez în același domeniu ca și colegul dinainte. Tot macaragiu? Nu, sunt măcar aceea, eu sunt supost de manager și undeva la 15.000 de lei net. 15.000 de lei manager? Tu ești manager de ce? În construcții. În construcții. Manager construcții, da. Gata, am găsit. Iași. Bun. Așa. Bun, ce salarii bune. Construcții, 15.000 net ai zis. Da. Mai, pe-a mea. Nu mai aveți nevoie de oameni. Și cât zice media acolo? 2500? 8000. 8000. N-are, da. Și eu acum n-are pe să 2500 la... Nu, am glumit, am glumit. Mulțumim tare mult, deci, Aurel. La tine 24 de oameni au scris în medie că ei câștigă 8000 de lei. Să încercăm și cu Radu. Mai avem doar câteva secunde. Radu, neața. Neața. De unde ești? Brașov. Și cu ce te ocupi? Șofer, livrator, piese auto. Șofer în Brașov și cât câștigi acum? 2100 net. 2100 okay. Net. Șofer deja mă simt prost după colegii dinainte. Băi, vezi, meserii cu calificare. Livrator ai zis, da? Meserii cu calificare, da, se plătesc bine în România. Adică, surpriza mea, știam că macaragii și, în general, în construcții se plătește bine dacă ești calificat, dacă ai calificare mai înaltă. Macaragiu e o calificare zdravănă, serioasă. Ai zis dar nu mă așteptam să fie 7500. Ai zis 2100, nu? Da. Exact. Imediat îți spun că se calculează 2000 salariu mediu net. Deci 193 de ani. O grămadă deci de bani. Ești peste medie. Ești peste medie. Mulțumim tare mult. 100%. Da. Treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.